Populație este de a aduce iarăși în atenția tinerilor ce trebuie să fie în și toate aceste va fi problemele referitoare la toxicitatea, dezastrul ecologic, rezolvarea dezastrul economic sau politic pe care a fost scos cu forța. A fost scos cu forța, dar până la urmă, firma care lichidează clădirea, că proprietarul din câte știu, nu sunt a reușit să dea plângere la poliție, astfel polițiștii au avut dreptul ca să scoată ușa, ca să scoată toate baricadele dinăuntru și să-i scoată pe cei șase care erau înăuntru cu porta. Cum ți se pare? Au fost bruscați? Cu siguranță au fost bruscați. Eu nu cred că poliția ar fi intervenit ilegal, cred că au așteptat cum să aibă termen legal, totuși, din câte știu, normele legale nu au fost respectate, pentru că polițiștii sunt obligați să asigure tot, inclusiv smurt, pompieri, etc., ca nu cumva, pentru că este la înălțime, cineva să cadă de la balcon, care s-a putut întâmpla, cred că polițiștii au aici alt greșit și vom vedea ce urmează. Mulțumesc pentru vizionare!